tine că nu mi-ați consumat gemurile, că am 490, vă omoram. Hai că vă iau cardul și îmi bag gemuri. Salutare vulpițelor și vulpișorilor, bine v-am regăsit la un nou episod alături de Houdini. Salutare, salutare! Astăzi o să facem o farsă. O să-i facem o farsă lui Lavi și lui Nociv. Știți farsa făcută de ei nouă, adică mie și lui Houdini. A venit momentul să ne luăm revanșa. Adevărat, bine mai mult, farsa asta este pentru Nociv, pentru că ghici pe ce cont suntem noi aici. Opa, da. Suntem pe contul lui Nociv. Am reușit eu să-i fur cumva contul și vreau să-i facem o grămadă de chestii aici pe cont. O să ne distrăm, o să vedeți imediat. Dar până atunci să nu uitați să rupeți cu toții butonașul de like și de subscribe. Și să mergeți și la Nociv să-i scrieți nu știu, ce vreți să scrie Foxy? Că Foxy a furat contul de Brostar. Adevărat, să scrieți acolo: am venit de la Foxy și ți-a făcut mare farsă, Foxy. Și haideți să vă spunem cum o să funcționeze farsa. Eu o să mă joc și o să fac tot felul de chestii pe contul lui, o să mă distrez, o să-i schimb și numele, dar o să vedem între timp ce nume o să-i pune. Iar Houdini, pentru că este fratele lui, o să-l sune pe Nociv și o să-i zică că s-a introdus un nou skin în Brawl Stars și anume Deraton. Oh, mamă, o să-i zic că e cel mai șmecher update care s-a făcut pe Brawl Stars în ultimul timp și că a apărut un nou skin de Deraton și că trebuie să-l cumpere neapărat, să intre chiar acum pe cont, pentru că este limitată oferta și dacă nu intră o să-l piardă. Iar eu atunci când o să intre o să vadă cel mai probabil că i s-a schimbat numele și o să vedem reacția lui la farsa noastră. Da, trebuie să-i punem neapărat un nume, nu știu, amuzant, gen Gogoșel, Castravete, Castravecior, nu știu. Nu știu, ar fi varianta de Castravecior, Gogoșică, Cârnăcior. Aoleo, Cârnăcior. Ratonaș, Bebelaș. Bine, asta așa când cape. Sărmăluță. Oh, sărmăluță, asta ar merge. Pizdăluță. Sărmăluța ar merge că e în ton acum cu iarna, că iarna se mănâncă sarmale la greu. Vreau să scrieți acolo în comentarii cine nu a mâncat sarmale, că în rest presupun că ați mâncat cu toții sarmale de Crăciun. Și nu știu, să vedem ce alte nume ne mai vin între timp, dar haideți să ne distrăm puțin pe contul lui. Bun, ce vreți să faci acum? Să-i schimbi numele? Nu. No. Întâi vreau să văd ce are pe aici. Ok, colectează-i astea. Îi colectez astea. Și prima nebunie care o să fac, uite că mi-a mai apărut aici. Oh. Bun, care o să fac pe contul lui. Care este? Vrei să deschizi alea? Da. Brawlboxurile alea 4. Are 4 brawlboxuri. Nu știu dacă o să observe că i le-am deschis. Nu, dar contează, deschide-le. Poate pică ceva. Ce tare ar fi, nu? Ar fi chiar amuzant. Nu știu dacă ar observa în caz că ar avea un nou brawler. Mamă, bun, nice. Ți-a dat acolo și un tichet. Mamă, scurioasă ce are și la free, că am văzut acolo. Are și la free chestii? Da. Adică și mai are încă două. Hai să vedem. Oh, mamă, am crezut că ești tu niște din astea, niște gemuri. Am crezut că pică brawlerul de aici. Oh, și 6 puncte pe B. Mamă, o are pe B. Super. Nu știam. Hai să vedem aici la shop ce avem. Are fric niște tichete. Îi le luăm. Bun, 2 tichete ăla-i. Mamă, ce i-aș fi luat ceva, nu știu dacă să iau sau niște nu. Niște skin-uri? Aaaa, mamă, și are și 490 de gemuri, cam multe gemuri. Cum ar fi să-i termin toate gemurile? Mamă, o să fac o criză, cred. Da, păi când ne vede, ne dă. Mamă, știi ce zic eu? Ai putea să intri la Power Play și să-i pierzi toate meciurile. Să-i pierzi toate meciurile? Da, să te omoare prima. Oare pe ce loc? Nu-mi dau seama nu, aici. Nu știu acum ce contează, important e să nu mai poată să se joace astăzi. Intră și pierde-i-le. Ok, pe și toate. O să-i le pierd cu Leon. Cu Leon? A, dar sunt înapoi deja pe Powerplay, să înțeleg. Ești la duo. Păi să cum o pun la solo. Dar nu merge. Te poți juca doar ce este. Am înțeles. Intră și moare-te acolo, bagă te între ei și dansează. Trebuie să am Star Power, stai puțin. Da, numai cu Colt poți. Oare doar pe Colt are? Cred că da. No, bine, hai că luăm pe Colt. Pune-te cu Colt. Câte trofee are? Nu are chiar așa păi multe. Păi dar nu cred că-i scade trofee. Nu,
gen, am crezut că are, nu știu, 14.000 sau ceva de genul. Are ca mine, cred că am mai multe ca și el. Am 7.000 da, și ceva. Da, nu știu. Probabil. Mamă, ce diferită e harta asta. Du-te și dansează. Dansez eu aici pe cutiile astea. A, tu chiar vrei să te joci, Foxy? Eu am crezut că îi faci o farsă și îi pierzi meciul. Păi, astea mă chinui să iau power și după aia lasă să mă bată cineva. A, am înțeles, deci practic îi dăruiești power-ul. Ok. Da. Ca și farsă. Deci e cu schemă. E că vreau să mă și distrez puțin dacă tot sunt aici, știi? Mamă, ce e aici? Oi, 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 e full aici, Foxy. Uite. Oh, hai, Shelly! Ai văzut? Am lăsat-o. Deja ați pierdut. Ați ieșit pe locul cel mai slab, practic. Ah, 5 din 5. Oh! Ai și primit puncte. What? Asta da farsă. Am încercat să-i pierd trofee și a primit trofee. Bine, dar nu-s chiar trofee, că sunt puncte din astea de power play. Mai dai unul? Da. Nu se poate așa ceva, trebuie să iasă pe minus, nu pe plus. Ok, măcar să-l aduci la 0, dacă da, nu. Da, da, hai să vedem. Deci și dacă pierzi, câștigi puncte. Ce ciudat, așa-i? Mamă, da. Și la trofee te seacă dacă ai pierdut pe bune jocurile normale, de nu-ți cade la trofee, de fai de capul meu. Mă, câte cutiuțe aici, nici nu știu pe care să o iau. Nici eu nu știu. Vezi că mai e încă una acolo sus. Îți moare cu echipierul deja. Dă-i la Shelly, dă-i la Shelly, lasă cutia Foxy. Mamă, au făcut cu echipiera ta kill. Îți vine să crezi asta? Poate îl câștigați pe ăsta. Sunteți showdown. Bărbatul ăștia. Păi, dar ce farsă e asta, mă, în care ai câștig meciurile? Nu știu. Tu îi tot adaugi puncte. Ia uite, 26 de puncte, 28 în total. Mamă. Dar n-am cum să pierd pe modul ăsta. Da, pe modul ăsta nu mai câștigi. Mamă, deschizi și cutiuța asta. Practic eu am făcut-o. Deschide și pe asta. Eu zic să-i schimbi numele și să lăsăm vrăjeala. Că parcă îi aduci mai multe puncte pe cont. Este să dau și un match normal, ca să pierd și eu ceva. A, dar unde asta? Păi ăsta e cu cadourile. Da. Și o să mă pun cu Leon. Ba, la cu B. Sau cu Max? Da, uite că are și pe Max. Adică oare, pardon. Nu știu, B sau Max? Max e mai ok, cred. Nu bine. Care și viteză. Dar ce farsă e asta în care e mai ok cu Dean? Trebuia să iau pe cel mai slab pentru meciul ăsta. Nu știu. Hai să vedem. Între timp, hai să ne gândim la ce nume să-i punem. Trompețel. Trompețel, aoleo. Mi-a venit acum, ce zici? Eu tot la sărmăluță mă gândesc. Sărmăluță? Da, parcă merge o sărmăluță acum. Sărmăluța party sau ce fel de Mamă, ar merge sărmăluța party, da, dar nu știu dacă oare încape. Nu știu dacă încape. Sărmăluța party? O să vedem. Oh, ia uite acolo pe Arion. Mă, ce jos, bine. Încearcă să vă fure Jin de acolo de jos, vezi? Se tot bate cu ăsta, cu crăul ăsta deghizat în 8-bit. Stai că mă duc. Dar mi s-a blocat. Da, nu știu ce-o avut. Dă-i. Vezi că ai și ultima ta, în caz de ceva. Ar fi bine să poți să furi și tu cadoul ăla. Te-o bătut, Jin. Da. Și am bătut pe cineva. Nu știu cu cine mă băteam. Nu, cu Jin te băteai, da, n-ai bătut pe nimeni. Vino aici. Mă străduiesc să nu-i pierd meciul. E 0-0 și ca și farsă. Se uită și un Nocivan la noi și habar n-are că suntem noi pe contul lui Nocivan. Habar n-are că e Foxy pe cont. Da. E ce era cine? Da, e tot Jin. Încearcă să furi ăla dacă poți, nu mai poți. M-a văzut, bă, n-am apucat să mă ascund acolo. Da, l-a apărut atunci. Vrei să te duci pe o margine, nu știu, să încerci să furi aia și să te întorci cu ultimata. Să-ți dai ultimata după aceea, știi? Fă-ți ultima ta pe cineva, prima dată și tu. Așa și încă nu ți-o da. Lasă-ți să te moare acum, nu trebuia să-l ai. Trebuia să-ți dai numai după ce luai cutia, știi? Am înțeles, dar n-aveam cum să trec de 2. Păi nu trebuia să mai treci atunci, că era clar că nu mai poți să mai treci. Trebuia să-i lași să te bată. Dă-i! Încă o bucată bun. Și acum fugi. Încearcă să-ți faci ultimata totuși. De la asta. A. Faza că egalitate, asta e cam nașpa situația. Dai. Uite-l pe Jin. Acum du-te repede fără cutia, fă stânga repede. A venit ăsta. Dai. Unde fugi, Foxy?
2-2-2. Aaaa, nu ai mai prins bucata fatală. 10 secunde. Vezi cum au prins stelari? Da, au venit prin tufă pe acolo. Păi ce? Acum or să se spargă zidurile acum. Cred că nu câștigam niciunul, stai să... A, nu se știe. Dai, 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 așa, du-te acum, fură repede. Fură cutia, lasă-l pe ăla. Fură cutia repede. Du-te sus, 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 sus. Aaaa, prea târziu. Aaaa, m-am blocat acolo puțin. Prea târziu, prea târziu. Acum trebuie doar să nu vă fură ei pe voi. Și-o trebuie să-i bateți puțin mai în sus. Mamă, ce ți-o dat, Jin? Ți-o dat cam mult damage. S-o duci, Jin, fugi acum dacă poți, sus. Nu știu dacă poți, du-te cu echipa tot mai sus. Așa, bun, acum stați aici, încercați să-i bateți aici, la nivelul ăsta. Aaaa, că ai murit. Uai, că aproape, aproape, aproape. Da, era foarte low. Sper să nu... Încă 13 secunde, cred că o să se termine la egalitate. Aproape 6 secunde. Aaaa, egalitate, da, nu mai aveți nicio șansă. Aaaa... Match over. Ce să zic, practic e bine, știi? Da, practic până acum nu a pierdut nimic nociv. Da, deci... O ieșit doar pe plus. O ieșit pe plus. Ok, deci ce nume să rămână? Eu zic sărmăluța party. Sărmăluța party? Da. Noi să vedem să-i acolo schivăm. Trebuie să dai pe ăsta cu 3 linii așa, bun. La setting. Settings, acolo change name. Ok. Bun, free și acum pune-i sărmăluța cu sămare. Opa, sărmăluța party. Da. Da, nu tot numele mare, doar, prima literă, prima literă, da. Măluța. Spațiu. Popa, ce-am scris aici? Sărmăluța party. Party, da. Așa. Așa, bun. Ia să vedem. Sărmăluța party. Ok, și de continua. Sărmăluța. Party. Party. Așa, Foxy, bun. Și acum dau... să-l schimbe, practic. Da, dai continuă. Ce zice? A, și acum trebuie să pui să scrii confirm. Cu litere mari. Confirm. Exact, bun. Și ok. Hai, sărmăluța party! Mamă. Și acum trebuie să-l sun eu pe nociv. Mamă, scrie să stai că o iau cutie. A, deschide-o și pe asta. Ai făcut o cutie. Nu au picat nimic. Mama mea, sărmăluța party. Ești curios. Sper să-ți iasă, să fii foarte serios ca să nu se prindă. Da, hai să vedem acum. Acum pregătesc eu să și pui pe difuzor. Sun. Da, și pun pe difuzor. Stați așa. Ia să vedem nociv. Bam. Acum sună, sună, sună. Așteptăm. De. Ce faci, băi, ratoane, băi? Bine. Căfă. Stau. Stai? Bă, ce am vrut să zic? Să vezi s-a băgat un update în ăsta, în Brawl Stars. Hai că s-a băgat update. Serios, mă, intră pe cont, s-a băgat skin de raton, să mor eu dacă nu. Că s-a băgat skin de raton. Pe bune, frate, intră în Brawl Stars, să vezi, intră pe cont. Mm-hmm. Hai, mă, intră, mă. Cred. Intră, serios, mă, intră. Da, ce mi-ai făcut la cont? Intră că nu ți-am făcut nimic, intră pe cont, să vezi. Mi-ai făcut la cont, da? Mama, acum l-am dat pe mut, nu mă mai aude, s-a prins de ceva. Ce, bă? Te-am pus pe difuzor. M-ai pus pe difuzor, de ce? Că să intru pe Brawl Stars. Păi intră, să vezi, s-a băgat, deci s-a băgat skin de raton pe Leon. Mama, acum au intrat, vedeți și voi că ne-au dat conexiune. Călostule, bă! Ce, bă? Mi-ai pus numele Sărmăluță Party. Mama mea. Ți-am făcut o farsă, m-am răzbunat. Mamă, ce farsă, incredibil, sunt o sărmăluță. Dar tu observi ceva pe contul tău? Nu prea are ce, cred. Ce anume? Nu știe, nu știe că au avut brawl boxuri. Ah, nu, mai știe, mai știi? Mai știi că ai avut niște brawl boxuri? Bă, bine că nu mi-ați consumat gemurile, că am 490, vă omoram. Să știi că am vrut, dar mama, abia s-a obținut Foxy să nu consume gemurile.
Am încercat... Păi ați vreo, da, mi le plăbea cine și ne-am fac față acum. Trebuia să fac față. Auzi? Am vrut să îți pierdem toate meciurile de la Powerplay, dar ghiși ce? Pe toate ți le-am făcut cu plus, oricât m-aș fi chinuit, ieșai da, mă, cu plus. Da, a ieșit pe ultimul, adică pe primul loc, a murit, cum ar veni, Foxy, și tot ai primit 2 puncte. Și apoi am ieșit pe locul 2 și ai primit 28. Nu știu ce înseamnă aia, Powerplay, că nu m-am jucat. Acolo apare, e ultimul de tot acolo, când alegi pe ce mod să te joci și practic nu-ți scade trofee dacă îi... O altă chestie acolo, sunt niște cranii și primești craniile alea și tot așa urci, nu știu ce câștigi exact. Acolo se joacă cei doar care au star power. Da, și nu Brawler. Poți să te joci numai dacă ai star power pe Brawler. Adică printre cei mai buni acolo, cei mai buni se joacă. Deci acum mă costă să-mi schimb numele, mă? 60 de gemuri. Sau te joci... Că plătiți voi, nu? Sau te joci toată viața cu numele Sărmăluța Party. Știți că plătiți voi, nu? Dai fain și numele Sărmăluța Party. Nu? Hai că vă iau cardul și îmi bag gemuri. Nu știu ce hai să zic. Hai că urmează altă farță dacă o dăm pe testea. Bine. Bine. M-ați supărat. Bine. Ne auzim, pa. Na bine, na ciu. Ne-a închis, mă. Ne-a închis telefonul. Auzi, Sudini, că trebuie să-i plătim gemurile. Aolo. De ce, Nociv, nu-ți place Sărmăluța Party? Ne-a băgat la plată, Nociv. Deci, cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut farsa. Să mergeți acolo să-l spamați. Acolo să-i scrieți în comentarii la episoadele lui Nociv ultimele. Că a primit mare farță de la Foxy și Houdini. Sărmăluța Party acolo să-l spam. Da, să vedem acolo un spam cu Sărmăluța Party la Nociv la episoade. Și ce ratare să scriem Sărmăluța cu smântânică sau ceva, știi, dar nu mă copia atâta. Bine, da, nu ne lasă să scriem chiar atâta. Oricum zic că Sărmăluța Party este drăguț numele și amuzant. Deci dacă v-a plăcut această farsă, nu uitați să dați mare like, share și subscribe. Aveți acolo... În descriere și canalul Nociv. Și să nu uitați de un follow pe Instagram Houdini.insta și Foxy.insta. Și noi ne reauzim ca de obicei data viitoare. Vă pupăm, pa, pa! Pa, pa!